În județul Hunedoara peste 30.000 de persoane sunt diagnosticate cu diabet, iar 7% din totalul acestora reprezintă cazuri noi, potrivit celui mai recent raport al Direcției de Sănătate Publică Hunedoara asupra stării de sănătate a populației. Pe de altă parte, mai mult de 60.000 de persoane sunt diagnosticate cu hipertensiune arterială, principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare, în timp ce mulți dintre adulții hipertensivi nu știu că suferă de această boală și pentru că prevenția este mama sănătății, Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului, celebrată pe 14 noiembrie, va fi marcată la DEVA printr-o acțiune organizată de DSP Hunedoara și DAS DEVA de testare gratuită a glicemiei, colesterolului și tensiunii arteriale la persoanele cu vârste începând de la 65 de ani din municipiul DEVA și localitățile aparținătoare.